Rațiunea zilei astăzi despre incendiul de la Constanța, catastrofal atât ca număr al victimelor, dar și catastrofal din cauza constatărilor pe care le facem după acest incendiu. Începând de la comunicare, da, sunt 7 persoane care au murit, nu 9, cum a comunicat statul român inițial, cum au comunicat autoritățile din Constanța. 2 persoane decedate au fost numărate de 2 ori, aflăm de la Constanța, de la ministrul Bode. Încă se investighează cauzele acestui incendiu, dar ele sunt destul de probabile și aici o să facem o incursiune în timp. În 2020, după incendiul de la Piatra Neamț, la prima verificare a tuturor spitalelor din România, spitalul de boli infecțioase din Constanța, despre el este vorba, figura cu probleme la instalațiile electrice și la cele de detectare a incendiilor, adică erau proaste, nu existau sau nu funcționau. Același control s-a desfășurat și un an mai târziu, ca să se vadă stadiul evoluției. În februarie 2021 s-au constatat aceleași probleme, adică nu s-a făcut mare lucru. Ăsta, al doilea control, s-a făcut după incendiul de la Balș. Și dacă lucrurile au mers prost acum, cred că tragem concluzia că mare parte dintre lucrurile care trebuiau făcute acolo, adică din reparații sau investiții, nu s-au făcut. Știm asta și mai bine dintr-un document pe care l-a publicat ziarul Libertatea în această după-amiază, și acest lucru este destul de clar. Așadar, primăria din Constanța, zice ziarul Libertatea, a amânat un proiect de investiții la acest spital de boli infecțioase, investiții care vizau chiar zona aceasta de protecție electrică și protecție la incendii. De ce au făcut lucrul acesta autoritățile constanțene? Pentru că au vrut să prindă investiția într-un proiect european. Era măricică, adică toată reparația asta era mare. Există posibilitatea să faci aceste investiții din banii europeni și atunci au zis, mai amânăm o perioadă și facem cu banii de la Uniunea Europeană toată povestea asta, în timp ce banii care ne rămân noi îi folosim la alte probleme. Acum, sigur, ce poți să zici, e o chestiune... Putem poate pune semne egal între decizia asta nefericită și ce s-a întâmplat astăzi. Da, în mod evident, noi, ca societate și comunitatea de acolo, trebuie să se uite la priorități, adică întrebarea care poate fi adresată acum după apariția acestui document care a amânat aceste investiții, care vizau chiar așa: mărirea puterii electrice din spital, obținerea autorizației de securitate la incendiu, instalarea unui sistem de detecție a incendiului. Deci astea au fost amânate. Deci acum trebuie să stai tu, comunitate și tu, stat, să te întrebi care a fost cealaltă prioritate. Deci în momentul în care am hotărât că nu facem cu banii pe care avem la dispoziție, că eu înțeleg sărăcia de peste tot. Zice, suntem săraci, nu punem banii acolo. Ok, îi pune peste 2 ani Uniunea Europeană, mai rezistăm. Dar care era cealaltă prioritate? Adică i-am luat de aici și am făcut cu ei ce? Că da, asta e întrebarea. Unde i-am dat? Ce s-a făcut din bugetul ăsta? Care a fost, cum s-a cântărit această decizie politică? S-a asfaltat, s-a construit alt spital, s-a făcut canalizarea, nu știu. Aici era pe viață și pe moarte. Poate acum, cu gândirea de acum, poate lucrurile ar fi stat mai bine dacă făceai această parte, această investiție și nu alta. Este tardiv deocamdată. Președintele Iohannis a dat și el un comunicat în care a spus că este îngrozit de ceea ce s-a întâmplat și că statul român a eșuat în protecția cetățenilor săi. Sigur, asta am spus și noi, nu era neapărat nevoie de constatarea domnului președinte. Da, lucrurile așa sunt. Nu știu câtea senzație de deja vu pe care o am în momentul ăsta. Am tot auzit aceleași discuții. Trebuie să facem, trebuie să ne mobilizăm, trebuie să schimbăm, să modernizăm. Noi astăzi la ora 12 am avut o ediție specială la Europa FM din cauza acestui incendiu, în care am pus date, fapte, cap la cap, am vorbit cu oameni care se pricep în zona asta și am luat relatări de la fața locului.
Foarte interesant discursul deputatului USR Emanuel Ungureanu, membru în Comisia de Sănătate. Țin să menționez acest lucru. Domnul Ungureanu spune așa: noi ca partid, USR Plus în speță, avem responsabilitatea și noi pentru această chestiune, pentru că am avut doi miniștri. Lucrul ăsta s-a desfășurat cu miniștrii noștri, spune domnul Ungureanu. Și aștept de la colegii mei Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă să spună și în fața partidului și a opiniei publice cum s-au derulat evenimentele și ce s-a făcut. Pentru că, zice el, nu e absolut vinovăția tuturor. Știi cum zicea domnul Tătaru după incendiul de la Piatra Neamț? Vina tuturor. Zice, nu, aici avem legislație și avem lucruri care pot fi făcute și respectate pas cu pas. El spune, Emanuel Ungureanu, zice, nu aș vrea să iau la modul general, dar uite, ai o direcție, Ministerul Sănătății, direcția de inspecție, care era datoare după apariția acestor rapoarte să meargă și să verifice și să zică, ia uite, spitalul din Constanța, am detectat asta, asta, asta și cu asta. Aveți termen până la. S-a făcut, s-a verificat asta, zice, asta este de responsabilitatea miniștrilor, a ministerelor și mai puțin, cum să zic, asumarea unor vinovății în public. Pentru că aici poți să pui punctul pe i în chestiunea asta, să spui că unii oameni au făcut sau că n-au făcut o treabă. Despre asta este vorba în mod evident. Europa FM o să vă țină astăzi la curent de-a lungul știrilor și jurnalelor noastre cu tot ceea ce se întâmplă acolo, cu alte concluzii. În seara asta, colega noastră Alicia Cobescu face iarăși o ediție specială. Sunt două evenimente la care se va uita, desigur, acest incendiu de la Constanța, nenorocirea asta cu repetiție, dar tot diseară este ales și președintele, vom ști rezultatul, că alegerea e în curs, rezultatul alegerii președintelui USR Plus, partid care are de ales între Dacian Cioloș și Dan Barna. Îți mulțumim, Cătălin, și te așteptăm în weekend. Și din nou săptămâna viitoare la România în direct. Mai bine. La Europa FM am învățat să spunem ce simțim. Am învățat ce contează. Ne-am unit vocile. Pentru noi, tu ești vocea care contează.